De ce la voi femeile nu acoperă capul? De ce nu le acoperiți surorilor? Dumneavoastră trebuie să răspundeți la întrebarea asta, nu să răspund eu pentru ce faceți dumneavoastră. Întâi Corinteni 11 cu 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit, își necinstește capul ei. Cine este capul ei? Poftiți? Bărbatul. Problema acoperirii capului femeii este o problemă între soțul ei și ea. Dacă soțul îți cere treaba asta, pune-ți batic. Dacă soțul nu cere treaba asta, hotărăște. Încă ceva. Pe vremea când Apostolul Pavel vorbește aici despre acoperirea capului, nu exista batic. Exista... Poftiți? Mahramă. Sau burcă. Care acoperea tot capul. Baticul este o formă ulterioară de simplificare a problemei, dar dacă vrei să fii în acord cu ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, acoperă-ți tot capul și vei fi ca cineva din Orient. Dacă femeia nu se învelește, să se și radă. Ce caută femeia atunci aici? Faptul că apare aici femeia tunsă îmi arată limpede că este o problemă de moralitate lucrul ăsta. Nu este o problemă de închinare. Nu este o problemă de închinare, este o problemă de moralitate. Adică, în religiile antice, părul era considerat ca fiind pământesc. Toate acele persoane care slujeau la templu în calitate de preot sau preotese, pentru că la templu erau și bărbați și femei, trebuiau să-și radă părul ca să fie cât mai nepământene. De asemenea, femeile care lucrau la templu erau femei care reprezentau cultele de fertilitate. Și femeile acestea erau prostituate. Din cauza aceasta, femeile care umblau rase erau preotese la templu, dar în același timp erau privite în societate ca fiind prostituate. Pentru Corint, pentru orașele de atunci, era în regulă. De ce era în regulă? Pentru că femeile astea aduceau fertilitatea pământului. De asta ele erau prostituate. De asemenea, garantau și fertilitatea națiunii. Pentru biserica creștină, însă prostituția era un păcat și n-avea ce căuta în biserică. De aceea Apostolul Pavel spune, femeile de felul ăsta nu trebuie să fie în biserică. Nu că n-ar avea dreptul la pocăință, ele se pot pocăi, dar ele nu pot să rămână prostituate în biserică. Din cauza asta, Apostolul Pavel vrea să facă o regulă și anume să se știe foarte bine că noi n-avem tipul ăsta de femei în biserică și le spune tuturor, vă rog frumos, acoperiți-vă pentru ca să știe toată lumea că în biserica lui Iisus Hristos nu are loc imoralitatea sau desfrâul. Și mai departe, Apostolul Pavel spune, dacă vreți să știți de ce este o urâciune ca o femeie să se radă, atunci trebuie să știți că femeii s-a dat părul ca învelitoare. E mult de vorbit, așa cum a spus dânsul, vreau să mă apropii de încheiere cu următoarea întrebare. La vremea respectivă, dacă o femeie umbla cu capul descoperit,
era semn de femeie ușoară. La vremea respectivă, dacă o femeie își vopsea părul, era semn de femeie ușoară. Pe străzile Romei se striga după femeile cu părul vopsit, salve blonda. De obicei, își vopseau părul spre galben. Întreb bărbații, astăzi dacă soția dumneavoastră merge fără batic, este un semn de desfrâu? Societatea, lumea care vă vede pe stradă, are impresia că sunteți femei ușoare? Nu. Ce anume face ca societatea să creadă că sunteți femei ușoare sau că sunt femei ușoare? Adică? Fusta scurtă, decolteul și alte lucruri. Rețineți aspectul acesta. În Biserica lui Iisus Hristos nu trebuie să fie semne de imoralitate. Dacă cineva înțelege că baticul, lipsa lui, ar fi un semn de imoralitate, vă rog frumos și v-aș ruga pe toate femeile să vă puneți batic. Dar dacă cumva pe stradă oamenii nu mai înțeleg asta ca fiind un semn de imoralitate, nu vin la dumneavoastră să vă spun, puneți-vă batic, pentru că nimeni nu cere asta. Dar vă rog frumos, uitați-vă puțin la celelalte lucruri. Fuste scurte și pe care le știți dumneavoastră, decolteuri, etc. Să vorbim și de bărbați? Da. Deci, aveți grijă, bărbații, să nu fiți prea șmecheri. Purtați-vă smerit înaintea lui Dumnezeu. Le mulțumim.